Nic, am ieșit. Ia uite-l pe ăsta, mă, ce sexy vine el. Habar n-am unde mă îndrept. Da, eu mă duc, mă, mă duc. Șeriful intră în scenă, dar ce să crezi, sunt chiar eu. Eu mă duc să-mi caut mărțoaga, frate. Trebuie să fie pe aici, pe undeva. Deci eu am realizat, e foarte cald. Dacă stau să mă gândesc, chiar îmi stă bine așa. Sunt un șerif cool. Dar unde sunt, mă? Deci mă simt așa de pierdut. Efectiv, nu-mi găsesc scopul. Nu înțeleg unde sunt și unde e Bibi și Bogdan. Unde? Păi, căldura mare, monșer. Ceva miroasa putre de aici și nu cred că-s eu ăla. Gata. I-am zis, nu s-a părut. Unde mi-ai fi lăsat mărțoga aia? Să înceapă acțiunea. Ce faci, mă, tu aici? Mă împuși pe mine? Vacile tale, duche! Pace! Pace? Nu, eu nu mi-am glonțe. Păi... Cine? Ce se întâmplă, blăduțiul? Ce se vede acolo în zare, frate? Cine? Mai ai glonț să-mi dă și mie. Nu mai ai. Nu mai ai niciunul. Ai de mine și de mine. Cine îți drăznește să se lupte în orașul meu? Vlad, nu eu. Eu nu. Eu n-am făcut nimic. Mă predau. Mamă, ce faceți, mă, băieți? Bine, măi. Ce naiba, ne bătea mai crezi? Mi se pare că ne credem un pic cam prea în vestul sălbatic. Da. Păi, dar... păi aici eu zic să nu uităm. Da. Așa? Totuși unde suntem? Unde? Unde suntem? Așa, ia. Luați-l și pe al meu, că e de șerif ăsta. Da, e de șerif. A predat arma, să se știe. Da? Doi, doi. Hai. Să dea la timba. Să trăiască, na. Deci, vezi să nu stați așa, că eu îmi doresc ceva de aici. Da. Ia să vedem. Eu îmi doresc ce o să nimeresc. Pe Vlad. Ia, da-te, Vlad. Exact, ce-mi doream. Căruța, atât. Băieți, și dacă toți suntem la Team Bark Fan Club. Așa. Cu ce suntem noi obișnuiți? Cu... mâncarea. Mâncare, da, cu băutură. Ce vrei? Cu... noi, ce mai știu să fac? Să respir. Doamne, cum e pe căldura asta. Mere, da. Mai ales voi că v-ați și luptat. Cam prea multă gălăgie făceați. Băi, sincer... No. Stai să ghicezi, urmează să facem niște challenge-uri, Bibi, da, nu? Da, bineînțeles, dacă tot ne credem în vestul sălbatic. Zic să ne testăm abilitățile de cowboy, de... cred că o să mă descurc destul de bine pentru... Aia e șerifa, ok. E șerifa. Băi, cum spune acea vorbă, cere și ți se va fi dat, Bibi, dă-ne, te rog, un challenge. Nu uite mai aici, că e șerifa. Tell me, isn't the sheriff supposed to be courageous? Loyal. Dar tu ești un adversar pe cinste, mă. Adică? Pe măsură, dar mai dubândit așa un pic. Ce fa, mă, Bibi, ce trage în scopul ăla? Oh my god, ia uitați. Stai, mă, că vrea să-l nimeri. Dă-mi mie, dă-mi mie, hai. A, după cincea lovitură am nimerit și eu. Ăsta. Gata, mă. Eu vreau să citesc ca un cowboy, nu știu. Știi, cum e accentul de cowboy? Eu de dog. Cum vrei tu, așa e. O să inventez un cowboy toplițian. Degeaba ai un lasou la tine dacă nu îl folosești corect. E timpul să vedem cât de precis îl pot arunca. Fii primul care nimerește de 3 ori și câștigă proba. Ok, dăm cu lasoul, prieteni. Bine, hai. Asta cred că e unul. Asta e, nu? Nu știu. Trebuie să dăm pe rând? Nu înțeleg, stai să vedem prima dată ce e asta. Dar e cum se ține în mână, în primul rând. Asta e un lasou, da? Asta e unul? Așa cred. Nah, I don't believe it.
Îți dau numai, cred. Îți dau. Ce e asta? Te cam pricep. Bă, prieten, no. Hai de probă. Vrei de probă una? Hai. Dăm în chestie. În chestie, în da. Chestie. Nu ia. Ei. Bravo. Bravo. A reușit, a făcut un punct, Bibi. Bravo. Distanța cred că asta ar trebui să fie, nu? Atât de mare. Mă, dau ce lung este. Mă, bine, un pic, un pic mai fa. Atâta. Hai să vedem. Dar nu e nicio șansă să reușesc. Cum ar fi să reușesc din prima? Nici nu știu cum ar trebui să fac să meargă ca lumea. Eu aveți grijă, măi, că era să vă lovesc. Eu o să încerc un pic mai de aproape. Cred că de fapt distanța corectă era aia lui Bibi, da. Ia uite-o, priviți-o. Țineți-o. Și trebuie să te balansez în picioare. De aia n-am dat eu. Ce? De aia n-am reușit. Ia uite, eu. Deci că pescuiește Bibi. Ia, hai că încerc și eu cu altă Bibi. Nu merge nicio șansă. Uite încă un lasou! Nii mă lasou, unde? Mă, acolo. Aaa, uite mă, și pe al treilea, nici nu l-am văzut. Duce, ia-l mă, Vlad. Până vii tu mai ce coată, bine? Bine. Nu să reușim, știi? Așa în scârbă dau, Bibi. Nici nu, mă. Nu să reușim. Hai că ai prins ceva. Hai. Stai așa, Bibi, să încerci. Dar nu înțeleg cum trebuie să faci cu asta și după să arunci. Păi ca Vlad, uite așa, ca Vlad. Uite cum face Vlad, așa trebuie. Bă, Vlad, tu n-ai... Tu n-ai... Eu n-am nici nod. Uite așa dau eu. Atât de aproape. Asta e bici, mă, mai bine zis. Eu nu pot nici așa. Și mai încearcă. Ia. Dă-i. Hai că se poate, hai că se poate. Ai... Bravo. Damn! Bravo, no, bun. Așa trebuie să faci numai de la distanța asta. Și din 5 încercări. Și cine dă cele mai multe câștigă, teoretic. No, bun, okay. Aici stăm, trag o linie. Bam, Bibi, o vezi, da? Eu zic aici. Că e prea departe. No, bine, hai, încă un pic. Atâta? Da, de acolo, da, de acolo. Hai. Aceasta da. Este. Bă, dai la nimereală și poate cine știe pică. Ei, eu nu înțeleg asta, că asta fac și eu. Deci faci atâta, așa, asta-i... și după de ce facem așa? Păi asta e mișcarea scenică, după aia mișcarea de... Așa, de... Mișcarea de bază. Mișcarea disperării. Care ar fi șansele să o arunc așa? Și să... A, de acolo dai. Maximum effort. Aproape! Nu stă deschis cercul ăla! Să știi că n-ai fost departe. Hai de să vedem, bă, deci nu, trebuie să reușesc. Trebuie. Da. Bibi, stai să nu-ți dau una în cap, te rog. Yo. Haide, Vlăduțul. Te-ai chestia, ai grijă să nu dau. Am. Omule, dacă ai ști cât de aproape ai fost, adică cred că știi că ai văzut și tu. Ai fost. N-avem telefon aici în Westurn. Aproape, nu fost aproape. Departe, păi, mă, e pe acolo, departe. E bine. Hai, te chești. Nu știu, măi, nu știu. I don't know. Trebuie să ducem challenge-ul la bun sfârșit. Nu? Sunt cu voi. Am avut chestii și mai grele decât ăsta. Ai renunțat? Gata, nu e? Ia. La fiecare aruncare micșor în distanță, da, de fapt. Bine. Vlad, mai aproape, mai aproape. Hai. Aici? Ăla-i, da. Da, poți. Poți să o duc. Nope. Rândul tău, Bibi. Dați-mă pe mine, poate pe mine e mai bine, ia. Cred că mișcarea e greșită. Crezi? Da, că dacă facem o schemă de asta în ea. Uite, așa parcă mai multe șanse, știi? Ai dat-o cu nervi de data asta. Am simțit că eram pe aproape. O să intre. Eu zic că din a doua, a zecea... Nu reușim. Și mă duc cu ea acasă. Felicitări! Ai câștigat, dar totuși Vlăduciu nu ne dă îmbătuți. Eu cred că mi-aduce ghinion locul ăsta. Crezi? Da, eu vreau un alt loc. Și eu aș vrea un alt loc. Eu cred că am prins mișcarea acum, aș putea să mai dau de vreo 4 ori. Dar voi încercați și voi acolo, până una cealaltă. Opa. Nu. Deci aruncarea, mă, deci hai, ca în filme trebuie să fie treaba. Eu am reușit! Da, eu n-am văzut. Păi e treaba mea că n-ai văzut, trebuia să te uiți. Și eu am tot 10 puncte. Ia uite! Bă, stați. Și păi am luat de la tine, am învățat de la cine e cel mai bun. Bă, am exact. Dat de aici, uite, de aici, chiar de aici am dat. Și era vorba, era vorba cine dă primul.
Deci eu am dat. Nu era vorba de cine dă primul, era vorba cine dă. Ah. Amândoi uh-huh. am reușit, și eu și Vlad. Da. Și eu zic că, da, ce faceți? Nu, continuu, că te ascultam. Așa. Eu cred că nu vreți să vă puneți cu șeriful. Tu crezi că ce? Eu cred că eu am câștigat. Deci cine a câștigat? Teche, nu, și eu azi. Am câștigat. Eu. Cine? Nu, eu am câștigat. Eu. Sunteți șmecheri, mă, de fapt, voi, hă? Eu am câștigat. Hai să... Eu am câștigat! Hai să dăm parte-parte dacă sunteți șmecheri. Ok, gata, bine. Eu am câștigat. Poate ai câștigat, nu-i adevărat, ai grijă. Ba, eu am câștigat. Ai grijă cum vorbești. Eu am câștigat. 12 seconds later. Uai, mamă, Vlade. Ia uite, mă, dar ce curajoase e. Deci ce facem? Cine o câștigat, prieteni? Vreți să facem așa sau prietenește mai încercăm niște challenge-uri? Eu zic să prietenește. Hai că Bibi îmi scoate tot din urechi. Flash tot, ia uite. Încă un challenge!